Dragilor, haideți să deschidem în Evanghelia după Luca, capitolul 1, citim un pasaj mai rar citit, să zic, la acest eveniment, la această sărbătoare. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 39 până la versetul 56. După ce îngerul Gabriel a venit la Fecioara Maria și a spus că va rămâne însărcinată și îl va naște pe Iisus Hristos, zice în versetul 39, Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, a săltat prunc cu un pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragilor, m-am tot rugat ce să vorbesc în seara asta și am primit în inimă să vorbesc un pic de Fecioara Maria. Fecioara Maria e o fată bună, problema e că noi protestanți evanghelici am pus-o un pic în carantină, că ne-am temut să nu ne infecteze cu vreun sindrom de sau de închinare la ea, că sunt tot felul de extreme, ori o neglijăm, la noi extrema aia că o neglijăm total, nici nu vorbim de ea, cum ai zis ceva de acum, și sunt alte extreme care poate e prea ridicată în slăv. Eu zic că Biblia ne-o descoperă așa cum este ea și eu cred că este o persoană specială. Domnul a ales-o să fie mama Domnului nostru. Și aș vrea să vă zic câteva lucruri pe care noi le putem învăța de Crăciun de la Fecioara Maria. Ce putem învăța de la Fecioara Maria? Câteva lucruri din textul care vi l-am citit. În primul rând, mi-a plăcut o chestie aici când începe să cânte sau să spune cuvântarea aceea, zice, mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Primul lucru care îl învăț de la Fecioara Maria este următorul. Toți avem nevoie de Mântuitor. Dacă ea îl numește Mântuitorul meu, înseamnă că fără el ea este nemântuită. Prin urmare, ea nu poate merge în rai. În rai merg numai oameni mântuiți. Și am învățat asta, zic, uite, înseamnă că orice om are nevoie de Mântuitor, inclusiv Fecioara Maria. Lăudați să fie Domnul! Chestia este următoarea, nu știu dacă e sfânt mai mare ca și Fecioara Maria, nu? Când te gândești că Teotocos l-a purtat pe Dumnezeu și dacă zici, măi, cel mai sfânt sau cea mai sfântă ființă din Biblie și dintre oameni, zic oamenii, cea mai sfântă, are nevoie de Domnul Iisus ca mântuitor. Cine sunt eu și cine ești tu să nu consider că ai nevoie de mântuirea Domnului Iisus? Toți avem nevoie de mântuirea Lui. Nu-i niciunul prea sfânt ca să aibă nevoie de mântuire, deși uneori atitudinea ne poate trăda crezul. Poate că una zicem cu gura, dar poate că în inima noastră nu realizăm cât de mare nevoie și ce disperată nevoie avem de Iisus Hristos să ne mântuiască. Primul lucru care el zice în cuvântare este că este mântuitorul ei. Mi-aduc aminte că zicea Billy Graham că cineva în tramvai sau undeva pe acolo prin Chicago a întrebat o persoană, zice, ești mântuită? Dacă mor, ca să-i explice mai clar, e sigură că merge în cer la Dumnezeu. Deci s-a uitat la mine șocată, ca și cum îndrăznesc să o întreb eu pe ea, că nu mai știu, catolică, o zi, sau protestantă, sau presbiterian, nu mai știu ce văd. Și o zic, ca și cum, dar eu sunt catolică sau protestant, nu mai țin minte, a zis Billy Graham asta odată și nu mai țin minte. Doar știu că a fost șocată, cum adică mă întreb după mine dacă sunt mântuit, eu merg la biserică de nu știu câtă vreme. Dar zice că totuși, zice, s-a uitat la și a zis, eu nu te-am întrebat dacă mergi la o anumită biserică, eu nu te-am întrebat dacă frecventezi anumite biserici sau dacă faci anumite lucruri, te-am întrebat dacă ești mântuită. Zice că întrebarea asta nu i-a putut da un răspuns pe loc. O mers acasă, spunea Billy Graham, și persoana asta s-a rugat Domnului Iisus și a zis, Doamne Iisuse, nu știu care e starea mea, dar te rog,
primește sufletul meu, iartă-mi păcatele. Și au zis că în seara aceea a experimentat și am impresia că de la ea a primit Billy Graham mărturia cum a lucrat Dumnezeu printr-un om străin într-un tramvai care o îndrăznit să o întrebe. Bă, tu ești mântuită? Vă dați seama că și Fecioara Maria, cât o fost ea de sfântă, o îndrăznit într-o seară se gândească, bă, eu sunt mântuită? Am nevoie de Dumnezeu să mă mântuiască, am nevoie de Iisus Hristos să mă mântuiască de păcatele mele, amin? Nimeni, sunt două extreme când e vorba de mântuire. Unii se cred prea sfinți ca să aibă nevoie de mântuire, alții se cred prea păcătoși ca să aibă, zice, nu e pentru mine, păi eu sunt prea păcătos, am făcut prea multe rele. Spunea Richard Wurmbrand că era în pușcărie în ajunul unui Crăciun. Era pe moarte el, dar până la urmă Dumnezeu i-a dat viață și a mai trăit încă multă vreme, de atunci până la 92 de ani. De că era de la suferințele ce le îndurase pe acolo, era într-un salon unde cam de obicei plecau în lumea de dincolo cei de acolo. Și că la dreapta lui era un pastor sau un frate de vreo 40 de ani, care zice că a fost chinuit și bătut de comuniști în ultimul hal. Nu mai avea mult de trăit să vedea pe el, dar fața lui radia. Deci nu pot să vă descriu ce frumos radia omul acesta, că oamenii mântuiți au ceva înăuntru lor. Mântuirea nu se poate mima, mântuirea ori o ai, ori nu ai. Dacă ești mântuit, ești plin de siguranța lui Dumnezeu, chiar și în momente grele, chiar și când viața îți schimonosește fizionomia, să zic așa. Și eu zic că la dreapta, zici că era ca Domnul Iisus între doi tâlhari, și că la dreapta lui era pastorul ăsta și la stânga lui zice că era un alt om care zice că l-a bătut zdravă pe pastorul ăsta, deci ăsta din cauza lui ăsta la altă era pe moarte, că era un fel de securist. Dar și ăsta nu știu ce a avut de împărțit cu comunii și l-a bătut de ea și pe ăsta și le-a dat la amândoi cafteala și l-a băgat și pe ăsta aici. Și amândoi erau pe moarte, unul la dreapta și unul la stânga. Unul plin de pace și de bucurie, celălalt îngrozitor de apăsat și de depresiv. Zice că se scula noaptea și spunea pastorul lui Wurmbrand, pastore, părinte, te rog zi o rugăciune pentru mine, nu mă lasă păcatele mele cele multe să mor. Deci cât ți-o omorât și cât ți-o chinuit, era tânăr, zice pastorul Wurmbrand. Zice, noaptea aceea de ajun, când m-a rugat să mă rog pentru el, l-am văzut pe pastorul ăsta de lângă mine că se ridică în picioare ajutat de alți doi din salon, se duce la el și se pune lângă patul lui și spune așa, eu te-am iertat de tot ce mi-ai făcut și dacă eu te-am iertat, cu cât mai mult Domnul Iisus Hristos vrea să te ierte și pe tine. Domnul Iisus vrea să-ți ierte păcatele mai mult decât vrei tu să fii iertat. El te poate mântui, nu ești prea păcătos pentru El. Și spune vorba, n-am văzut niciodată așa ceva, zice, pentru lucrul ăla s-o merita să stau în pușcărie 14 ani de zile. Să văd scena aceea în care ucigașul, față în față cu ucisul, cu cel ce era prigonit, pentru că în câteva clipe l-a avea să moară, la care îl mărturisea pe Domnul Iisus, care a fost bătut. Și zice, n-am văzut niciodată o așa scenă în care îi spune despre Domnul Iisus Hristos și îl conduce la Domnul Iisus într-o rugăciune de pocăință să-L primească pe Iisus în viața lui. Amândoi, zice, în seara aceea s-au pus în pat și în ajunul de Crăciun au plecat la Domnul. Zice, priveliștea din cer când au ajuns la ușa raiului. Ăla care a fost bătut și ăla care l-a bătut, amândoi de mână, mântuiți prin același Hristos, lăudat să-i fie numele. Unul groznic de păcătos, unul un sfânt în ochii lui Vulva, nu? Să fii bătut de comuniști. Amândoi în disperată nevoie de sângele lui Iisus să-i curețe de orice păcat. Ce vreau să vă zic în seara aceasta, verifică-ți atitudinea. Unii se consideră prea păcătoși și zic, eu nu vin la Domnul, ai nevoie de sângele lui, păcatul tău nu-i prea negru să nu-l poată spăla sângele lui Iisus. Iar unii se consideră prea sfinți, să uite de sus de alții. Eu zic, Domnul să ne ajute, cum zice Ioan Botezătorul, orice vale să fie astupată și orice deal să fie coborât. Uniformitate când e vorba de mântuire, toți avem nevoie de Iisus Hristos. Toți avem nevoie de sângele lui să ne spele de orice păcat. Poate ai crescut în familie de pocăiți, poate ai crescut în biserică și niciodată nu ți-ai pus întrebarea, cum este sufletul meu? Mi-a plăcut cum a numit Maria, Dumnezeu mântuitorul meu. El nu poate fi decât mântuitorul tău, nu al nostru, la persoana întâi. Este Domnul Iisus mântuitorul tău, că El vrea să te mântuiască și nimeni în afară de El nu te poate mântui. Când eu aveam probleme grele, zice Biblia despre Iov, zice Domnul, zice, nu este nimeni ca el pe pământ. Vă rog să observați chestia asta cu sfințenia. Noi suntem sfinți numai aici pe pământ, să fie clar lucrul ăsta. Adică unul care nu m-a înjurat pe vecinul lui, e mai sfânt de nu știu câte ori decât Hitler, care a făcut grozăviile alea. Deci noi suntem sfinți comparativ, așa, când te compari unul cu altul, mai sfânt ăsta o leagă ca și celălalt. Dar când te compari cu Dumnezeu, suntem groznic de păcătoși și în disperată nevoie de mântuire. Nimeni nu va vedea fața Domnului fără să-L aibă pe
Iisus Hristos ca și mântuitor personal al vieții lui, da? De aia noi avem nevoie de el. Și zice că Iov, când au venit încercările pe cel ce a venit la mine un duh, personal cred că a fost un înger pe baza cuvintelor care îi le zice. Și în capitolul 5 zice așa, strigă acum Iov, căruia dintre sfinții vei vorbi? Care sfânt te poate ajuta pe tine? Unul singur ne poate mântui. Nici Fecioara Maria, nici Arsenie, nici un alt, nici pastor, nici mama, nici tata, nimeni nu te poate așa decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să-i fie numele. Aci numai El te ajută, dincolo numai El te ajută. Îmi place un verset care zice în Eclesiastul, zice, pomul, indiferent în ce zonă cade, când pică de la bătrânețe sau că l-a trăznit un fulger, în orice direcție ar cădea, acolo rămâne. Ascultați-mă, omul în ce direcție moare? Dacă moare spre iad, în iad se duce, nu-i mai faci nimic. Dacă moare spre rai, în rai se duce. Lăudat să fie Domnul. Dincolo, nimeni nu mai poate face nimic, absolut nimeni, pentru că unul singur este Mântuitorul Iisus Hristos. Stăviți să-i fie numele. Când bogatul ajunge în locuința morților, l-a văzut pe Avram, unul din cei mai mari sfinți, și îi cere ajutorul, și Avram se uită neputincios, le zice, fiule, nu pot să-ți fac nimic. Așa se vor uita părinții unora, așa se vor uita pastorii unora, așa se va uita Fecioara Maria la mulți cu mâinile legate, așa se va uita Apostolul Pavel, pentru că ei nu pot să facă nimic, că ei înșiși au nevoie de Mântuitor. Unul singur poate mântui oamenii, Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. De aia numele lui în ebraică, Yeshua sau Yehoshua, înseamnă Domnul este mântuire. Numai unul singur poate da mântuire, amin? Asigură-te în seara aceasta că pleci de aici cu conturile rezolvate între tine și Dumnezeu. Sângele Lui te curăță de orice păcat. Iisus s-a născut în iesle. În iesle se nasc oile, se nasc mielușeii, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele tale și păcatele mele, și prin sângele Lui poți fi curățat de toate păcatele tale. Aleluia! Dar nu numai de păcatele noastre ne mântuiește Domnul Iisus Hristos. Chiar m-am gândit, Hristos ne mântuiește de multe alte lucruri. Biblia vorbește de păcate la plural, și asta e vorba de faptele ce le-am făcut, tot felul de lucrurile. Și vorbește de păcat la singular. De exemplu, Apostolul Pavel zice, am dorință așa de mult să fac binele. Vreau să fac binele, să vorbesc de bine, să lucrez, să ajut lucrarea lui Dumnezeu, să mă implic, să fiu o soție bună, o mamă bună, să fiu un tată bun. Am dorința, dar n-am puterea, zice, văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Acum, zice, nu mai sunt eu cel ce face asta, ci păcatul care locuiește în mine. Și am stat și m-am zis, cum, deci sunt păcate la plural și păcat la singular. Păcatele sunt alea din trecut, tot ce ai făcut de ieri încolo sau din urmă cu 5 minute încolo. Păcatul este cel care este în fiecare dintre noi, este acea fire pământească, acea înclinație spre răzvrătire, care o are și copilul de mic. Sângele lui Iisus ne curăță de orice păcat, de toate păcate, dar ascultați-mă, noi nu avem nevoie să fim mântuiți numai de relele care le-am făcut și apoi să mergem înapoi să facem altele. Avem nevoie să fim mântuiți de Iisus, de păcatul care locuiește în mădularele noastre. Nu vi se par ciudat că, cred că a zis și fratele Vladimir, întâmplarea, am auzit-o și eu și am și văzut un film legat de chestia asta în 1914, când se băteau cu britanici și cu francezii, în seara ajunului i-or da mână de pace și au zis, măi, ori schimba numai și brăduleți, ori împodobit, ori colindat și ori da cadouri, 24 de ore nu s-au mai bătut, după 24 de ore aceiași oameni s-au împușcat înapoi. Și am zis, cum poate fi posibil așa ceva? Deci 24 de ore, te unești, bă, Domnul Iisus a venit să moară pentru noi, nemța, britanici, francezi, după 24 de ore te-ai supărat, o săriți Andra, ascultați-mă, avem nevoie de Iisus să ne mântuiască de păcatul care locuiește în noi. Dacă nu, suntem aci sfinți și când ieșim afară în maxim 24 de ore ne împușcăm unii pe alții, ne rănim unii pe alții, ne batjocorim unii pe alții. Hristosul nostru a venit să ne mântuiască nu doar de păcatele noastre, ca să venim constant la El, iartă-mă, ci să ne elibereze de puterea păcatului, lăudat să fie numele Domnului. El este Mântuitorul. De-aia au zis, Mântuitorul meu îmi spală și păcatele, dar mă eliberează și de păcatul care locuiește în mine, răzvrătirea aceea. Ca să vă dau un exemplu, am gândit odată, știți cum e cu eliberarea asta de mântuire, că foarte mulți copii al lui Dumnezeu sunt frustrați. Zic, mă, cum iertam mie Hristos toate păcatele? I-am promis cu lacrimi în ochi că nu voi mai vorbi de rău, nu voi mai păcătui, nu voi mai face. 24 de ore au trecut, 2 zile, 5 zile și frustrarea peste aici, dezamăgirea, și iar am păcătuit, iar am greșit, iar am ăsta. Nu poți prin puterea ta să birui păcatul care e în tine. E un păcat de acolo nou. Nu poți, n-ai nicio șansă. Chiar dacă știi că nu trebuie să furi. Eu mă uit la copilul meu, i-am zis că nu-l mai pun sub blestem. Cum îl punea sub blestem? Mai faci? El făcea săracul. Nu, normal, că înțelegi?
Zicea, mai faci? O bătea pe Samea sau făcea anumite trăznăi pe-n casă. Mă, mai faci? Nu. După aia mi-am dat seama că săracul pun sub blestem, că el oricum face. Nu trec 24 de ore și iară face. Zic, mai să fac altfel. Zic, mă, vrei să nu mai faci? Zic că vreau. Nu, zic, amui, mai ok, că el cel puțin vrea. Are voința, dar nu are puterea. Ne rugăm, zic, la Domnul Iisus să te ajute să nu mai faci. Ne rugăm, Doamne Iisus, ajută-mă să nu mai fac. Ascultați-mă. Ei nu pot, săraci, că păcatul e în firea pământească de la Adam încoace. Păcatul e în om și omul, chiar dacă Domnul i-a iertat păcatele, el nu poate merge de unul singur spre cer. Am nevoie de Iisus să mă mântuiască în fiecare zi, lăudat să-i fie numele. Pavel zice, după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar în mine, în carnea mea, e o altă lege care se luptă și mă bate. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care îmi dă victoria prin Iisus Hristos în fiecare zi, lăudat să fie Domnul. Gândiți-vă la un meci de fotbal sau de ce vreți voi, de basket, de volei, la ce aveți cunoștință. Dar meci de fotbal, cred că am toți știu care e faza cu fotbalul. Sunt două echipe. Și m-am gândit așa, echipa, să zicem, echipa Domnului Iisus, El e antrenorul, Dumnezeu e antrenorul și echipa lui Satana. Și se bate împărăția Întunericului cu împărăția lui Dumnezeu. Și m-am gândit cam așa au fost Vechiul Legământ și Noul Legământ. Dumnezeu avea rol de antrenor în Vechiul Testament, sub lege. Și El spunea de pe margine să nu fur și striga. Zic, cum strigă antrenorul acolo pe margine? Du-te mai încolo, fă cu tare, dar pe cine îl bag în seamă? De multe ori nici aia, ori n-aud, ori să facă n-aud. I-am văzut eu că numai n-ascultă, răgușește antrenorul degeaba. Cam așa au răgușit Dumnezeu în Vechiul Testament degeaba. Că zice Petru, nici noi, nici părinții noștri n-am putut să ținem legea. Nu fura, nu minți, nu pofti, nu făcut. Striga Dumnezeu de pe margine, nu fă cu tare lucru, nu fă cu tare lucru, ăla îl făcea mai tare, zice Pavel, vreau să nu fac și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, și binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, că păcatul e în mădularele mele. Și fiți atenți ce face Dumnezeu, pauză de repriză. Între Vechiul Testament și Noul Testament e o pauză de 400 de ani. Știți ce se întâmplă la pauză? Dumnezeu ca și antrenor face o schimbare. Și se gândește, ce schimbare să fac eu, că Satana câștigă la zero, îi bate pășa de-i rupe. Ce schimbare să fac eu? L-am întrebat pe fratele meu care are cunoștință multă în fotbal. Zi, mă, are voie un antrenor să intre în meci? Zice, dacă este înscris la Liga de Fotbal, are voie să intre. Zic, dă-mi un exemplu. Zice, că Puiu Ordănescu în finala cu Barcelona sau cu cine s-o bătut, atunci cu Steaua. Zice, dacă este înscris, are voie să intre în meci. Nu fiți atenți ce a făcut Dumnezeu în pauza dintre cele două legăminte. I-a zis Domnului Iisus Hristos, nu vrei să intri tu în meci, că răgușesc cu ăștia. Îi strig la David, ce-i zic să nu facă aia face. Strig la Samson, ce-i zic să nu facă aia face. Strig la ăla, n-am găsit pe unul bun. Toți regii s-au mânjit, toți judecătorii au păcătuit, toți sfinții au păcătuit, toți prorocii au păcătuit. Nu este niciunul ca ceea ce Biblia, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă Dumnezeu. Nu vrei să mergi tu în meciul lor și să câștigi bătălia lor. Asta s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani în Betleem. Hristos a luat tricoul nostru, a luat haina de om asupra lui, a intrat în meciul și în bătălia noastră ca să se lupte el prin noi. Că nu mă ajută o predică care îmi zice nu mai fă, mă ajută un mântuitor care locuiește în mine în fiecare zi, lăudat să fie numele lui. Nu mă ajută legea de piatră pe perete care îmi zice nu fă, nu fă, mă ajută Duhul care locuiește în mine, lăudat să fie Domnul. De aia El este Mântuitorul, slăvit să-i fie numele Lui. Noi ne-am gândit numai la ăla care tăie și șterge pe păcate. Gândiți-vă la Cel care vrea să locuiască în tine. Apostolul Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Când a intrat în meci, pe spatele lui scria numărul 10, dar nu Messi, scria Mesia, Iisus Hristos, Salvatorul, lăudat să-i fie numele. El l-a bătut pe Satana în numele nostru. Pentru noi, ascultați-mă, s-a dus la Golgota. Pentru noi a murit, pentru noi a înviat, pentru noi s-a înălțat la dreapta Tatălui. Prin El suntem mai mult decât biruitori, așa că dacă te lupți cu păcatul, dacă te lupți cu ispita, ascultă-mă, tu ai nevoie de Iisus Hristos. El este Salvatorul tău. El te poate scăpa din orice bătălie cu care te confrunți. Domnul Iisus Hristos să-ți dea biruința. Dar nu numai de asta ne scapă Domnul Iisus Hristos de păcate. Că într-adevăr zice, numele Lui va fi Iisus, că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Și la plural, astea din trecut, și la singular, păcatul ăsta din noi. Asta e lucrarea Lui principală. Dar eu cred că ne mai scapă încă de multe lucruri. De exemplu, a scăpat-o pe Maria de moarte. Și ce înseamnă să fii fecioară în Vechiul Testament?
sau în cultura evrească, să ai burtă înainte de nuntă, înseamnă să fii ucisă cu pietre. De ce Maria a trăit? Pentru că Domnul Iisus a mântuit-o. Știi că Domnul te poate mântui din accidente. Știi că Domnul te poate mântui de planurile care satana le face împotriva ta. Știi că dacă l-ai pe Iisus în viața ta, el e cu un pas înaintea celui rău, lăudat să fie numele. Știi că dacă l-ai ca mântuitor, zice, cel rău sapă o groapă și tot el cade în groapa pe care a săpat-o. El nu mă mântuiește numai de păcate, el mă mântuiește de orice lucru rău, de orice lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu vrea să mor când vrea satana, nici când vrea o boală. Domnul Iisus vrea să mor când zice El. Când vrea El să mor, atunci vom muri. Amin? Te eliberează de frică, te eliberează de blesteme, te mântuiește de satana, te mântuiește de divorț. Știți că Iosif voia să divorțeze de ea. Aleluia! Și a venit Domnul în familia lui și tu nu divorțezi, mă, că eu sunt mântuitor și de la divorț. Mântuiască Dumnezeu toate familiile în prag de divorț. Hristos poate să mântuiască. Și vreau să vă zic ceva, nu știu dacă este, zice că Iosif stătea pe în biserică și se gândea să o lase pe ascuns pe Maria. Sunt oameni în biserică care stau să gândesc, mă, să-mi las soția sau să nu o las, să-mi las soțul sau să nu las. În numele Domnului Iisus să te trezească Domnul ca pe Iosif, căci că Domnul a apărut în somnul lui, că atunci când te gândești la divorț, să știi că dormi, 100% dormi. Oamenii treji nu se gândesc la divorț, oamenii treji nu se gândesc la păcat. Oamenii care se gândesc la rele, ăia dorm. Dar fiți foarte atenți. Zice, cum s-a trezit Iosif din somn? Zice, a luat-o la el pe Maria ca să-i fie nevastă după cum i-a poruncit îngerul Domnului. Vreau să zic ce am observat eu un lucru. În momentul în care Dumnezeu îți vorbește un mesaj, o predică, un cuvânt din Biblie, ceva Dumnezeu îți vorbește, e un moment de trezire peste Duhul tău. După calculele mele, timpul ăla de trezire, de conștientizare, durează maxim o oră. Eu sunt martor la câte predici însuflate de Duhul Sfânt i-a dat domnul pastorului Vladimir. Risipa noastră este că dacă trece mai mult de o oră după ce auzi predica aia, nu se mai lipește nimic de tine. Ai maxim o oră la dispoziție să faci niște decizii radicale în viața ta. Dacă nu faci deciziile alea când te-ai trezit din somn, că Iosif nu mai zat încă o zi, stai mă, mai gândesc eu să văd ce fac. Cum s-o trezi din somn, mâna pe telefon, Marie, hai încoace. Adu-să-te, dres, zestrea, că la mine acasă vei sta de acum încolo. Te rog în numele lui Iisus Hristos, ia decizii astăzi, nu mai lăsa predici să se risipească. Eu vreau în 2024 nicio predică să nu mai ratez de la Dumnezeu. Nicio chemare, niciun cuvânt, tot ce îmi vorbește Dumnezeu să intre în mine și să aducă rod, lăudat să fie Domnul. Maxim o oră durează fiecare predică, fiecare întâlnire cu Iisus, fiecare cântare care te-a străpuns în momentul ăla. Zice, au rămas străpunși în inimă, fraților, ce să facem? Amunite, pocăiți-vă, amu botezați-vă, nu mai stai să te gândești, decizia o iau acum! Astăzi în cetatea lui David, nu a zis îngerul, vedeți că pe o săptămână, pe la ora asta, Domnul-i cu astăzi. Deci ori de câte ori Biblia vorbește de mântuire, numai astăzi. Astăzi ia deciziile pentru Domnul, amin? Lăudam să fie Domnul. Hai vedem ce mai învățăm de la Fecioara Maria. Vă place de Fecioara Maria? Mie îmi place. E o femeie, zice, toate neamul mă vor numi fericită. Și vă zic eu sincer că n-avea nici bani, era cam săracă. Dar dacă l-ai pe Iisus în tine, ai fericire. Toate neamurile vor zice fericită că l-am purtat pe Iisus în mine. Când îl porți pe Iisus în tine, egal fericire. Slăvit să fie Domnul. Învățăm de la Fecioara Maria că toți avem nevoie de mântuitor. Și numai Iisus ne poate mântui din păcatele noastre, din relele noastre, din condamnarea veșnică. Și cum am zis, nu numai din asta, și din divorț, din probleme, din atacuri vrăjmase, Iisus ne mântuiește. Al doilea lucru care îl învăț de la ea, mă uitam, nu vi s-a părut profundă rugăciunea ei sau ce-o fi fost cântarea asta, că unii zic că-i cânt unii zic că e rugăciune, eu nu știu ce-o fost, dar știu că o zis ceva. Nu vi se pare profundă pentru o fecioară care unii zic că avea vreo 14 ani? Voi știți că am numărat astăzi, particip în rugăciunea ei, 28 de referințe din Vechiul Testament. 28 de pasaje citează Maria într-o rugăciune. Vă rog frumos să-mi zice, știa fecioara asta să se roage sau nu? Voi credeți că Dumnezeu Tatăl îl dădea pe Iisus la oricine? Zice, îmi trebuie o fecioară care știe să se roage. Îmi trebuie o fecioară care știe Biblia. Fecioara Maria cunoștea Biblia. E incredibil. Când am citit acolo și am văzut, zic, Doamne, că rar mi s-a dat să aud așa rugăciuni puternice, profunde. 28 de pasaje din Vechiul Testament citează în cuvântarea ei. Și am înțeles al doilea lucru ce învăț de la Fecioara Maria. Toți avem nevoie de Biblie. Biblia nu-i numai pentru preoți, în vremea lor numai preoți aveau și nici nu aveau ca bun personal, o aveau doar la sinagogă, era un om care avea îngrija sulurile și se citea numai în sinagogă. Voi vă dați seama cât de mult a iubit femeia asta, fecioara asta, a iubit Biblia și am zis, Doamne, asta vreau să învăț eu de la Fecioara Maria, vreau să iubesc Biblia. O, da, ajunge că-ți umple capul televizorul cu tot felul de lucruri, n-ai nevoie.
Eu e ciudă mic când îmi bag oamenii cu forță informații în cap, dar zic, dar delete din capul meu, că vreau să fie numai lucruri de valoare în capul meu, că nu-i coș de gunoi capul meu. Vreau să fie o cutie de valoare, să fie cuvântul lui Dumnezeu acumulat în mine. Maria se gândea la cuvintele lui Dumnezeu în inima ei. Fă din inima ta un loc în care acumulezi Biblia. De multe ori am crezut că noi, așa la general, vorbim că Biblia e numai pentru predicator, Biblia e numai pentru pastor, Biblia e numai pentru oamenii care trebuie să facă o anumită lucrare. Biblia este pentru toți, toți avem nevoie. M-a surprins Liviu Stan, citeam ceva de la el într-o carte a lui Clericii și Mirenii, dacă nu greșesc, adică liderii spirituali și oamenii de rând din biserică, și el spune așa, citirea, da, Liviu Stan a plecat, cred că în 1960, nu mai știu cât, la vreo 63 de ani a plecat el, iubit, e profesor, preot ortodox care a plecat la Domnul, dar fiți atenți și a zis așa, zice, citirea, cunoașterea și propovăduirea Bibliei, cuvântul Dumnezeu, este obligația tuturor membrilor din biserică și a preoților și a oamenilor de rând. Și am rămas surprins și am zis, uite-te mă, Biblia e pentru tăți, mă, toți avem nevoie de Biblie, corect sau nu? Toți au nevoie să citească Biblia, toți să o citim. Și gândiți-vă în felul următor, Maria nu avea accesul la Biblie care noi îl avem. Ea nu avea Biblie. Ca și fată, nu avea accesul la educația din Biblie decât băieții aveau. Băieții erau duși ca și Domnul Iisus la 12 ani de zile să dea un fel de examen din ceea ce au învățat din Biblie. Dar fetele nu aveau voie, ce tu e la cratiță, tu ești cu mâncările astea. Domnul ți-a dat un mare har ca femeie că ți-a pus o Biblie în mână să poți să cunoști cuvântul lui. Maria, toată Biblia cu care intra în contact era aia din sinagogă. Când mergea la sinagogă și auzea, și vă zic sincer că am stat și m-am gândit, știind cum era în templu organizate locurile, erau în față erau liderii spirituali, apoi erau bărbați. Și apoi în spate erau femeile și nici pe unde fecioarele, mai în spatele acă. Vă dați seama ce gălăgie erau. Ei s-au cumins, Domnul să-i binecuvânteze. În gălăgie, în așa, cât de mult o iubit Maria, Fecioara Maria, cuvântul Dumnezeu, că atunci când mergea la biserică își ciulea urechile, vreau să aud cuvântul Dumnezeu. Și toată Biblia o prins-o din sinagogă. Poate ce-o mai zis, stai că sub acasă când a fost mică, cât de mult să prețuiești cuvântul Dumnezeu, dar când îl ai în brațele tale, Doamne ajută-ne să-l citim, Doamne ajută-ne să-l acumulăm în inima noastră, că nu Biblia de pe raft mă va ajuta în ziua necazului, ci Biblia din inimă, nu Biblia din casă mă va ajuta. Câtă Biblia ai în tine, atâta putere vei avea în ziua necazului. Lăudați să fie Domnul că ea ce avea un necaz. Zicea, Giva, că am un prunc în pântece. Cine o să mă creadă pe mine că e de la Dumnezeu, că e Domnul Iisus Hristos și o să mă moare cu pietre? Și Biblia a întărit-o și a încurajat-o. Au fost oameni care au murit, care au fost bătuți, ca noi să nu avem Biblie în casă. William Tyndale, când a tradus-o în engleză, l-au prins prin trădare, că numai prin trădare-i prins pe ăștia, și l-au ars pe rug în Anglia și cuvintele lui înregistrate au fost așa, Doamne, deschide ochii regelui Angliei, de să-l ars pe rug pentru că a avut îndrăzneala să traducă Biblia în limba engleză și n-aveai voie numai în limba latină și în limba greacă și în limbile oficiale. L-ai ars pe rug. La 2 ani de zile Dumnezeu a ascultat rugăciunea și astăzi este una din cele mai folosite traduceri din Anglia, Biblia, versiunea Tyndale. Oamenii au plătit cu sânge ca noi să avem Biblia pe înțelesul nostru, pe limba noastră. Doamne ajută-ne să respectăm cinstea și jertfa lor. Că am stat și m-am gândit, ba mai mult, dar nu numai că de ce au făcut ei, dar e un cuvânt prețios, e cuvântul care îți dă viață, e cuvântul care îți dă putere, treci pe momente grele, te întărește, te ridică. Spune-i Domnul, Doamne, vreau să fiu, indiferent cât ești de ocupat, credeți că Fecioara Maria nu dădea cu mătura? Credeți că n-avea treabă? Nu uite, dar am treabă, Doamne, s-o ocupa. Serios? Și da, asta n-avea treabă. Ca fecioară, crezi că n-avea treabă și încă n-avea mașină de spălat. Tu ai o grămadă de robi în casă. Ai cuptor cu microunde, un sclav. Ai aragaz, un alt sclav. Ai mai nu știu, mai pe care, mai vine și îți face și butelia, încă un rob. Îl plătești. Deci totul, înțelegi ce zic, ai telefon, nu mai mergi și până nu știu pe unde. Avem o grămadă de robi, suntem domni și doamne, ascultați-mă, ăștia n-aveau cu mătura totul la mână spălat. Și totuși a făcut timp să cugete la cuvântul Domnului. Fă-ți timp pentru Biblie, ai nevoie de Biblie. Crede-mă că ai. Fecioara Maria nu zice, băi, eu sunt Fecioara Maria, eu mă descurc și fără Biblie. Ascultă-mă, nu poți face niciun pas fără Biblie. Dacă nu citești cuvântul, dacă nu te umpli de cuvânt, o să te pună la pământ viața. Biblia te va ține în picioare, amin? Tinerilor, v-am scris aceste lucruri fiindcă sunteți tari. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-a zbirui pe cel rău. Cuvântul îl bate pe satana, slăvit să fie Domnul. Am nevoie să mă hrănesc, am nevoie de lumină. De ce credeți că a venit Domnul Iisus noaptea? Pentru că pe lume e întuneric, în lume e întuneric și vine tot mai mult întuneric. Și știți care e zona pe care o va afecta cel mai mult întunericul în anii care vin? Familia. Tot mai mult întuneric. Fecioara Maria asta și m-am gândit câtă lumină avea ea în inima ei. Coșut următorul lucru, deși s-a zis și spunea și fratele Vladimir de
afirmația aceea, acum că am început anumite confesiuni religioase, spune că vor binecuvânta împreunarea dintre bărbat și bărbat, femeie și femeie. Vreau să vă zic ceva. Noi putem binecuvânta pe cine vrem noi, el binecuvântează numai pe cine vrea el. Să fie foarte clar lucrul ăsta. Biblia mea zice, când citești Biblia, zice așa, Dumnezeu l-a făcut pe om bărbat și femeie și i-a binecuvântat. El nu binecuvântează numai bărbat și femeie, alte combinații, el nu binecuvântează. Maria Oșu, dacă întrebă binecuvântare de la Domnul, nu s-o căsătorit cu Elisabeta, s-o căsătorit cu Iosif, cu un bărbat. De aceea am văzut lumină în fata asta. Oamenii care au Biblia în inima lor, e o candelă. Dumnezeu să ne ajute să acumulăm lumină noi. Eu sunt surprins, vorbeam și cu soția mea, oameni cu care am făcut tabere împreună, care astăzi sunt pro la tot felul de versiuni și de idei, pentru că au lăsat Biblia din mână și urmez numai cu worship-ul. Worship-ul fără Biblie e cale spre pierzare. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne ține în picioare și îl bate pe Satana. Închinarea are putere numai dacă e pe baza Bibliei. Cântarea Mariei are putere numai dacă citează 28 de pasaje din Biblie. Rugăciunea mea are forță în spiritual numai dacă e întemeiată pe cuvântul Dumnezeu. Biserica va rezista numai pe cuvântul lui Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. Și viața ta va rezista dacă te vei clădi pe Biblie. O, Doamne, clădește Constituția României pe Biblie, clădește România pe Biblie, clădește biserica asta pe Biblie. Tot ce-i zidit pe Biblie va dăinui. Numai bărbat și femeie. O, știu că Domnul nu-i va da binecuvântarea dacă va sta cu Iosif înainte de căsătorie, căci Biblia n-au stat împreună. N-au stat împreună decât după ce a născut un fiu, zice, doar după aceea, după acel moment a cunoscut-o. Apoi a știut că n-ai voie să faci avort. Voi vă dați seama ce pericol era copilul ăsta și bă, o sarcină nedorită. Cui trebuia o sarcină să mor eu, să prigonez, să fiu prigonez? Nu? Deci cum să pun eu mâna? În primul rând era fiul lui Dumnezeu în pântece. Dar orice ar fi fost acolo, eu nu fac. Oamenii care citesc Biblia au lumină. Nu-i voie divorțul, nu-i voie anumite lucruri. În momentul în care citești și ai lumină, Doamne ajută-ne să ținem cuvântul Tău în inima noastră. Veți avea lumină și veți birui pe Satan. Amin? Învățăm de la Maria că toți avem nevoie de Mântuitor. Învățăm de la Maria că toți avem nevoie de Biblie. Și ce mai învăț de la Maria? Toți avem nevoie de frații noștri în credință. Ea se duce la Elisabeta și la Zaharia, care erau rudenii, nu știu ce fel de rudenii, că erau cumnați, că erau verișori, că erau nu știu ce fel de erau, dar erau destul de apropiați. Și m-am gândit la un lucru. În momentele ei grele, da? Că zice că Iosif se gândea ce să facă. E clar că ea era în momente grele. Măi, ce se va întâmpla? Cum vor decurge lucrurile? Îngerul nu i-a zis dacă Iosif va rămâne cu ea sau nu. Nu avea multe detalii. Și când ea era în momentele grele, zice, mă duc la frații mei. Ascultă-mă ce zic. Un singur loc îți va răcori Dumnezeu inima. În biserică, între frații tăi de credință. S-a dus la Elisabeta, s-a dus la Zaharia. Avea și popă, avea și cântăreați, că și asta cânta, avea acolo biserică. Doi sau trei, dacă sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Biserica începe de la doi sau trei și ascultați-mă. Noi ca și frați avem nevoie de frați cu care să ne identificăm în credință. Mă, Elisabeta, ce ți-o zise Domnul? Că vei naște un prunc. Mă, și mie îmi zice, noi ne identificăm unii cu alții, prigoniți la fel, trecem până același necazuri, până aceleași suferințe și ne adunăm la un loc aici că avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții, lăudați să fie Domnul. Toți avem nevoie de biserică, nu-i niciun oci care zice, măi, eu în 2024 n-am nevoie de biserică. Oh, câtă nevoie avem de biserică, avem nevoie de părtășie, avem nevoie de întâlnire. Când s-au întâlnit ele două la un loc, ascultă-mă, am văzut în Maria ceva ce n-am știut, am văzut Duhul prorociei peste ea. Când noi ne întâlnim la un loc, văd în tine lucruri pe care nu le-am văzut până atunci, pentru că în întâlnirea noastră la oaltă se manifestă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când tu vii la biserică, când noi ne adunăm aici și chemăm numele Domnului, Duhul Sfânt lucrează. Elisabeta, ce spunea și fratele Vladimir, m-am gândit și eu, nici n-a știut că era, nici n-avea câteva zile de făt un pântece, copilul, și zice că i s-a dat de la Duhul Sfânt cunoștința că în pântecele este Domnul, este Adonai, Maica Domnului meu. Când noi ne adunăm darul cunoștinței, darul prorociei, umplerea cu Duhul Sfânt, manifestarea puterii lui Dumnezeu, de-aia e bine să ne adunăm. Ascultă-mă ce zic, mai puternici suntem împreună decât separați, mai puternică e rugăciunea împreună decât separați. Doamne ajută-ne să prețuim unitatea și părtășia cu biserica, să prețuim să fim la oaltă, să nu ne marginalizăm unii pe alții. Zice că atunci când au mers să-L nască pe Domnul, zice că în casa de poposire nu era loc pentru ei. M-am gândit din ce cauză, că erau sărași, că Biblia ne arată că sărași, din cauza că sărași nu a fost loc pentru ei, poate că pentru aia bogați era, căci că pentru ei nu era loc. M-am gândit poate că din cauza că și erau din Betleem și ei veniseră din Nazaret. Și știți că și noi mai avem ceva, ba cu moldovenii, ba cu olteni, ba nu le facem loc. Și am zis, Doamne, iartă-ne să ne pocăim, ba că i-ați romi, i-ați unguri, i-ați nu știu ce, să fie loc pentru toți, este loc pentru toți, și în împărăția lui Dumnezeu și în biserică. Avem nevoie
de toți. Avem nevoie de fiecare mădular, avem nevoie unii de alții. Frații au nevoie de frați. Ba mai mult, păstorii au nevoie de frați și frații au nevoie de păstori. Zaharie era preot, dar nu putea vorbi. Numai nu le înțelegea. Și așa noi nu ne înțelegem unii pe alții în căsnicie și când vorbim, dar bine când nu mai vorbești. Zic, mă, nu înțeleg, nu știu cum e așa, nu le înțeleg, nu știu ce vrea. Dacă ne mut, atunci chiar că nu-l mai înțelegi deloc, corect? Marie, nu vii tu încoace să, că voi sunteți femei, vă înțelegeți o leacă mai bine. Ascultă-mă, păstorii au nevoie, păstorii nu pot face fără biserică și biserica nu poate fără păstori. Avem nevoie unii de alții. Vreau să vă zic o întâmplare care mi-a marcat inima. Am auzit o mărturie, într-o lună de zile are 5 milioane de vizualizări pe internet, o mărturie din Marea Britanie, în care un om din Uganda, care a trăit anumite chestii, a fost satanist și s-a întors la Domnul, zice așa, în anul 1996, zice, eram în Uganda, eram printre cei mai mari vrăjitori din Africa, umblam cu satana, făceam tot fel de blesteme, oamenii mureau la un cuvânt de blestem, puteam să-i orbesc, puteam să-i lovesc cu nebunie, făcea tot ce trebuia. Și fiți atenți, exemplu, cu toată puterea asta care o avea el, și banii și influența care avea la nivel mondial deja, zice, numai primim un comunicat din partea sataniștilor care zice așa, evacuați imediat perimetrul și stați la 70 de mile depărtare, asta probabil sunt 90 de kilometri, nici nu știu exact convertiți în kilometri, dar oricum o distanță destul de mare, de aici dincolo de Oradea să te duci, pentru că a venit un om al lui Dumnezeu și face chemare la post și la rugăciune, chemare la sfințire, stați la 70 de miles depărtare și nu vă întoarceți în locul ăla, decât după 21 de zile după ce a plecat omul lui Dumnezeu de acolo, că dacă veniți mai repede rugăciunile lui, ori vă vor omorâ, ori vă vor aduce la pocăință, deci din două una. Deci mă zice, când am văzut lucrul ăsta, atât speriați toți sataniștii, zic, mă, da, ce putere e aceea, mă. Deci, și fiți atenți, am fugit, o zic, o fugit din Uganda, au fugit toți de acolo, o trebuie să-și atât e ghiocurile, atât e vrăjitoriile, o ieșit afară, zice că au luat casetele și l-ascultau în 1996 pe Dumnezeu. Zice, mă, nu predica că în numele lui Iisus rup și că fac, nu vor. Vorbea cuvântul și cuvântul avea o autoritate, scutura țara, cuvântul lui Dumnezeu. De aia v-am zis, zidiți-vă viața pe cuvânt, toate le bate satana, mai puțin Biblia. Cuvântul bate pe satana, lăudat să fie Domnul. Și ce ne-am uitat la el, cum am putea să-l biruim? Zice, direct nu, că dacă l-atacăm cu blestem, blestemul vine pe noi și murim, că nu poate intra blestemul în ei. Blestemul nu poate intra în voi, copiii Domnului, amin? Deci cum să facem? Și m-am uitat la casete și l-am urmărit și mi-am dat seama cum ne urmărește satana. Cum te urmărește? Credeți că el nu intră pe YouTube? Intră și el, bă, cum îi pot eu distruge pe ăștia? Biserica asta, cum pot eu să-i distrug? Și știu că satana are o singură strategie, divide et impera, divizează și apoi stăpânește, caută să aducă dezbinare. De aia noi avem nevoie unii de alții. Și spune, zice, s-a uitat la un lucru. Oamenii care erau în jurul lui îl sprijineau enorm de mult, îl sprijineau, erau spate în spate așa lângă el, se rugau, posteau pentru el, slujeau, îl susțineau, îl lăsa. Zice, mi-am dat seama, zice, că autoritatea lui venea prin unitate, autoritatea lui vine, zice, dacă doi se vor învoi, se vor pune de acord pe pământ, să ceară un lucru de la tatăl, le va fi dat. Într-un alt loc zice, unul urmărește 1000 și doi, dacă sunt uniți, urmăresc 10.000, dacă sunt dezbinați, urmăresc 1000, 1000. Ca așa suntem noi, culte dezbinate, succesuri mici, realizări mici. Când ne unim, succesul nostru se multiplică de 10 ori. Unul urmărește 1000 și doi, 10.000. Și zice, am văzut că forța lui să scuturi o națiune, mai scuturi un om, mai scuturi poate un sat așa prin rugăciune și post, dar să scuturi o națiune satanistă sub ocultism, să zică ia ieșiți afară, acolo e un legământ, o unitate în post și rugăciune. Doamne, pune în noi dorință de unitate când ne rugăm așa. Și m-am gândit ce mult contează când auzi grup de post și rugăciune să te bași și tu. Știu că e bine să postim personal, dar postul în unitate e mai tare de 10 ori decât postul tău individual. Postul împreună, când zicem postim pentru lucrarea asta, postim pentru lucrarea asta, Doamne, pune noi. Zice că s-a uitat și fiți atenți ce a făcut. Zice, am încercat să-i dezbinăm și am reușit, Domnul să-l mustre pe satana. Ca așa de ușor și repede, am adus prejudecăți față de omul acela, am început să-l vorbim de rău în ochii lor, am început să-l defăimăm, am început să-i despărțim de el și am început. La unul zice, am băgat în cap să-și facă el lucrarea lui, că cel e prost, să stea în spate la lucrarea lui ăsta, s-a dus. La altul am zis, bă, dar de ce să fie el? Dă-te un pic cu cornel în el și fii tu, ia-i tu amvonul, ia-i tu locul. Și am zis, mustre-te, Domnul satano, cum distruge el lucrări prin dezbinare, cum o încerca să fărâmițeze. Doamne, ajută-ne să fim uniți, să fim spate în spate. Amin?
Să fim o binecuvântare unii pentru cei din jurul nostru. Și nu numai frații au nevoie unii de alții, nu numai frații de păstori și păstorii de frați, dar și păstorii au nevoie unii de alții. Păstorii au nevoie de păstori. Zice că în noaptea Betlehemului s-au dus îngerii la păstori, zice, uitați-vă la noi bine. Noi ne unim, oaste cerească, să cântăm despre Domnul. Uniți-vă și voi pe pământ, pace între oamenii plăcuți lui, să fie pace și între voi și mereți și faceți treaba. Și m-am gândit că și-ați liderii confesiunilor creștine de pe fața pământului. Catolici, protestanți, pentecostali, baptiști, oameni care umblă cu Dumnezeu. Nu voi putea fi niciodată una cu un om care nu crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu-i fratele meu. Nu voi putea fi niciodată una cu un om care nu crede că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu voi putea. Nu voi putea crede niciodată că un om, nu voi putea fi frate cu un om care crede că poți să trăiești oricum pe calea Domnului decât în sfințenie. Nu voi putea. Dar cu toți aceia care îl iubesc pe Domnul, îs frații mei, nu contează că e de la oasea Domnului, că e de la catolici. Am întâlnit un preot catolic, Dulceața lui Dumnezeu, am întâlnit oameni baptiști, am întâlnit oameni cu care am avut părtășie extraordinară și mi-am dat seama, avem nevoie să fim uniți în Duhul cu ajutorul lui Dumnezeu. Am fost la o întâlnire săptămâna trecută, era un preot ortodox, unul catolic, unul baptist, unul penticostal și altul de la Sfânta Treime pe la mijloc și zice primarul, mă, ce în viața mea ce nu mai fost așa ceva și la noi zice să fie tot sub același acoperiș. Nu ne-am împușcat, nu ne-am omorât unii pe alții. Ce frumos au vorbit toți, dar mi-a plăcut de preotul catolic, a venit, a luat 3 Biblii în față, zice, frații mei, zice, să nu vă mai împușcați, zice, unii pe alții pe la înmormântări, că atâta ne-ați împușcat pe noi și noi pe voi, tot ne împușcăm unii pe alții, hai să dăm mână de pace pentru Hristos. Mi-a plăcut ce a zis, pentru Hristos, pentru cuvântul lui, pentru credința lui. Și a citit rugăciunea Domnului din Ghețiman, mă rog să fie una prin credință, în crez, nu în alte lucruri, una în credință. Și a luat 3 Biblie, zice, uite, cine nu crede, că el o citit, zice, uite, am versiunea romano-catolică, am versiunea ortodoxă și am și versiunea voastră de la Cornilescu. O pus semne la toți, veniți aici în față să vedeți că același mesaj e al Domnului Iisus, dorința Lui să fim uniți. Roagă-te Domnului și eu cred că Dumnezeu vrea să aducă mai multă unitate în România. Noi avem realizări mici și mărunte, câte 1000 fiecare reușim, pentru că nu ne unim, dar când ne vom uni în Hristos, nu în alte lucruri, în Hristos și pentru împărăția Lui. Și a ne uni nu înseamnă tot să trecem într-un singur cult. Eu mă bucur că sunt mai multe culte, că nu poate unul să... Poate l-apucă ceva apucător și începe vreo prigoană. Dar așa n-are puterea în mâini. E bine așa mai fărmițați, dar uniți în Hristos, uniți în mesaj. Deci că erau mai mulți păstori, dar era o singură turmă, nu erau mai multe turme. O singură biserică, un singur Hristos, un singur botez. Lăudat să fie Domnul, amin? Doamne ajută-ne să fim biruitori. Pot fi una cu toți cei care îl iubesc pe Domnul, care trăiesc în sfințenie, care cred Biblia, care îl umblă cu Domnul. Chestiile astea chiar m-am gândit, cum ne dezbină pe noi și lucrurile astea. Mă, dar după ce... Apropo, ați făcut o treabă foarte faină, nu știu cine le-a aranjat aici. Ați făcut un decor extraordinar de frumos. Știu că sunt oameni care se dezbină și de la lucrurile astea. Voi rupi de acolo că aveți brad. O sunu către mine și frate, ce ți-ai pus brad? Zic, eu sunt cel mai îndreptățit om să-mi fac brad, că eu sunt de la Brad, din județul Hunedoara. Eu zic, eu sunt cel mai îndreptățit, cu licență. Pot să mă duc să-mi iau un brad să pun la copiii mei. Ascultați-mă, astea sunt lucruri neesențiale. Lucrurile esențiale e Hristosul și Mântuitorul. Astea sunt lucrurile la care e o prostie să te dezbin de la astea. Martin Luther a fost primul care l-avem consemnat în istorie că și-a făcut brad acasă și-a pus lumânări în el. Pentru că spune, bradul verde este o imagine a Domnului Iisus, pomul cel verde, care nu poate fi ucis de iarnă, de moarte, de satana, de nimic. Și luminile erau o imagine a stelelor magice și călăuzirea Domnului Iisus Hristos. Dar prea puțin contează astea că scaduri, că nu știu ce, colinde, e ceva frumos, nu? Lor le place, știi că vă place copii, vă plac cadourile, vă plac sclipiciurile, vă plac luminițele. Putem fi una cu oricine, cu Traian Dors de la Oasea Domnului, care l-a iubit pe Iisus din toată inima, cu Billy Graham de la Baptiști, cu Wurman de la Luterani, cu Tereza de la Catolici, toți care l-au iubit cu o dragoste topită după Iisus, care și-au pus credința în El, putem fi una. Și Domnul s-a dus să ne pregătească nu 10 locuri, nu 20 de locuri, un singur loc, care o singură biserică, lăuda să fie Domnul. Doamne ajută-ne să înțelegem că avem nevoie unii de alții și că împreună suntem mai puternici, să rupă Dumnezeu și să nimicească orice lucrare a satanei de dezbinare. Pentru că în duhul meu aud pe satana și demonii cum studiază lucrarea de aici și caută să găsească o nișă. Să nu fii tu nișa aia. Roagă-te în 2024, Doamne, să nu fiu eu ușa aia deschisă prin care intri să aduci dezbinare. Dimpotrivă, să fiu o ușă deschisă pentru Duhul Sfânt, să intri tu și să aduci binecuvântare în lucrarea aceasta. Amin? Și ultimul lucru cu care închei în câteva clipe
Deci am să învățăm de la Fecioara Maria că avem nevoie cu toții de Mântuitor, avem toți nevoie de Biblie, avem toți nevoie de biserică, de frații noștri în credință și avem toți nevoie de Duhul Sfânt. Amin? Am să învățăm de la Fecioara Maria. Cum o să-L nasc eu pe Mesia? Dar pe crezi tu că eu cred, zice îngerul, că am venit la tine și m-am gândit, mă, ce Maria asta e grozavă, mă, ea o să poată să nască. Dar zice, Domnul când vine și îți face o promisiune, nu crede că poți să o împlinești. Vrea să vadă ce faci. Domne, cum? Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. Și Maria a înțeles că în viață nu poți să cânți o cântare fără puterea Duhului Sfânt, nu poți să faci un bine fără puterea Duhului Sfânt, nu poți să te botezi fără ajutorul Duhului Sfânt, nu poți să te rogi eficient. Poți să le faci, dar nu eficient. Nu poți să faci absolut nimic eficient fără ajutorul Duhului Sfânt. De aceea știți ce am observat în Biblie? Când le-a zis Domnul, nu vă depărtați de Ierusalim, că le-a zis, eu plec la cer, mergeți și le spuneți la toți oamenii că eu sunt Mântuitorul. Era și Fecioara Maria acolo. Era și acolo. Citiți să vedeți. Fapte, capitolul 1, versetul 14. Cu câțiva copii ai ei, cu Iacov, cu mai știu care, cu ucenicii Domnului. Și spune că se ruga și acolo și aștepta să-i dea Dumnezeu promisiunea, botezul cu Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt s-a coborât la Rusalii și Fecioara Maria a primit o limbă de foc, a primit și a botezul Duhului Sfânt ca și ea să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos oriunde merge. Deci a fost acolo pentru că ea credea că are nevoie de Duhul Sfânt. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de El în fiecare zi și mai ales să-L mărturisim pe Domnul Iisus. Ai nevoie de focul lui Dumnezeu în tine, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu în tine. Tot ce facem noi, tot ce zicem noi, n-are putere dacă nu-i Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate atinge inimile, numai Duhul Sfânt poate străpunge. Gândiți-vă numai la darurile Duhului Sfânt. Deci este incredibil, când am văzut cu ochii mei, m-am tot gândit odată, mă, ce și zic eu la femeia aceasta, eram undeva pentru o localitate departe, ce și zic eu despre Domnul Iisus Hristos? Și nu mi-a zis Domnul nimic până când am ajuns în fața porții și acolo mi-a zis Dumnezeu, zici cuvântul ăsta. Când i-am zis cuvântul ăla, a început să plângă, zice, cuvântul ăsta este istoria vieții mele. S-o preda Domnului Iisus și s-o boteza prima din satul ăla. Și am zis, Doamne, câtă nevoie am de Duhul Sfânt, un singur cuvânt, dacă îl zice Domnul. Toată teologia, tot ce zici tu, Duhul Sfânt vine cu un singur cuvânt și o străpunzi inima unui om. Ai nevoie de Duhul Sfânt să vorbești cu pruncul tău. Ai nevoie de Duhul Sfânt să vorbești cu părinții tăi. Ai nevoie de Duhul Sfânt să vorbești cu colegii tăi. Duhul Sfânt de îndrăzneală, Duhul Sfânt de putere. De-aia vrem în ianuarie, cu ajutorul Domnului, să facem stăruință. Vă rog în numele Domnului, haideți la stăruință, să stăruim în rugăciune, să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt. Am nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, l-am primit, dar am nevoie să fiu tărie botezat. Asta e singurul botez care îl poți repeta. Botezul în apă e pe viață, ăla l-ai făcut o dată pe întotdeauna. Botezul cu Duhul Sfânt, de Dumnezeu, umplere cu Duhul Sfânt, cât de multe că eu nu mă supăr. Sper să nu se supere nimeni de aceea. Veniți la stăruință, o să vă anunțăm din timp. Cereți Domnul, Doamne, umple-mă, dacă pe Fecioara Maria e umplut-o, dacă pe ucenici, am și eu nevoie de o limbă de foc, am și eu nevoie de putere de la tine, am nevoie de cuvântul tău. Citeam Exodul, în citirea mea zilnică, citeam din cartea Exodul și Domnul i-a zis lui Moise, fii atent, zidește cortul meu și au zis, uite, așa să faci chivotul, așa să faci sfeșnicul, așa să faci masa, așa să faci altarul, toate, cum zice, după modelul care ți s-a arătat, avea dimensiuni, avea material. Și fiți, vă rog să fiți foarte atenți, zice că le-au făcut toate astea după model, dar după ce au terminat toate lucrurile și le-au așezat în locul lor, s-a întâmplat un lucru incredibil. Zice, norul slavei a venit în locul acela și a umplut casa și n-au putut să intre acolo. Vreau să vă zic ceva ce am înțeles. Noi ca oameni ne putem uita la un chivot și îl putem replica exact la fel. Ne putem uita la un amvon și îl putem replica exact la fel. Puteam să intru în cortul lui Moise, puteam noi de aici oricare, mai ales care sunt scusiți și au bani, să te uiți la sfeșnic cum l-au făcut și exact motamul să-l faci tu la fel. Puteam sau nu? Puteam să ne uităm la cortul și exact la fel să le facem și noi. Dar ascultați-mă un lucru. Un lucru nu-l poți face exact la fel. Nu poți copia norul slavei lui Dumnezeu. Nu-l poți replica pe Duhul Sfânt. Ori îl ai, ori nu-l ai. Ori Duhul Sfânt în tine. De aia poți replica o predică. Poți replica o cântare. Auzi pe cineva cum cântă pe YouTube și ce ungere acolo. O replici și tu cânti profesionist la fel, dar nu e nicio putere în viața ta. Poți să faci o replică la absolut orice lucru care îl vezi pe pământul ăsta. Dar norul slavei vine numai dacă vrea Dumnezeu sau nu. Și eu vreau să se așeze norul slavei pe noi. Să fie Duhul Sfânt în biserica aceasta, să fie botezul lui peste viața noastră. Nu-l pot replica, pot doar să însetez după el, pot doar să flămânzez. Zic, Doamne, am nevoie de Duhul tău, am nevoie. Apropo, care e faza cu stăruința? Că cineva zice, dar de ce să stărui? Că dacă Domnul vrea să-ți dea, îți dă.
Mai acum, stăruința nu înseamnă să te rogi în continuu. Stăruința înseamnă pur și simplu să aștepți, adică să nu te dai bătut. Asta înseamnă stăruința. O trecut o zi, nu-i nicio problemă. O trecut două zile, nu-i nicio... mai aștept. Știu că Domnul mă va umple și pe mine cu Duhul Sfânt, că făgăduința, asta e stăruința. Și când te rogi, și m-am rugat, toate nu s-a întâmplat, m-am rugat, nu-i nicio problemă. Știți cum am văzut eu 2 ani de zile m-am rugat să mă umple Domnul cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. Aveam o drujbă sau o coasă electrică, mai și era la Dumbrava, la Tulcea. Mai coseam iarba. Mă, numai baiuri aveam cu ea și trebuia să o pun jos și trăgeam de demaroul sau cum se numește, nu ceva de o sforă de ea, trăgeam în sus să pornească, să pornească. Vedeam că nu pornește, nu, zic, hai să vedem ce pot fi. Mă uitam la benzină, câteodată era baiuri că nu era benzină. No, bravo, revelație. Pune benzină și pornea înapoi. După aia când mă uit, benzină îi, ce nu-i? Era la pompa aia, trebuia să apeși acolo, avea o pompiță să tragă benzina în motoraș. Pornea. Alaltă, mă, zic, e și benzina, e și motorașul. Era bujia problema. Fiți atenți ce se întâmplă când tu stăruiești ca Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. Îți descoperă care sunt blocajele, ce e acolo înăuntru tău. De-aia e bine să stai în această stăruință, pentru că Duhul Sfânt lucrează în tine și Duhul Sfânt la momentul potrivit te va umple care o limbă de foc și pentru tine. Și Domnul nu crede că poți să faci ceva fără ajutorul Lui. Nu crede că poți fi eficient în slujire fără ajutorul Lui. Orice lucrare avea. Noi toți trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus unde mergem. Dar ascultă-mă, și la un copil, dacă ai vorbit de Domnul, tot ai nevoie de ajutorul Duhului Sfânt, tot ai nevoie de puterea Lui. Și nu numai de darurile Duhului Sfânt, nu numai de putere, dar ai nevoie și de sfințenia Duhului Sfânt. Că zice Biblia că dacă vorbești în limbi, dar nu trăiești cum trebuie, ești ca un chimval zângănitor, n-ai nicio forță să pătrunzi în inima omului. Când ai Duhul Sfânt în inima ta și Duhul Sfânt lucrează prin tine, zice, cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se înmulțea. Vrei să ne rugăm, zicem, Doamne, în 2024 ajută să se înmulțească biserica asta, umple-ne cu Duhul Sfânt. Poate te desconsideri dacă o fecioară de 14 ani a fost aleasă de Dumnezeu, cât zic ăștia că a avut 14, 16, nu știm noi exact cât a avut, oricum era tânără, Dumnezeu a ales-o să-L aducă pe Hristos în lume. Crezi tu că ești prea neînsemnat să te aleagă Dumnezeu, să-L aducă pe Hristos prin tine în satul tău, să-L aducă pe Hristos prin tine în familia ta, zi, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, vreau să mă umpli cu Duhul Sfânt, vreau puterea ta. Hai să ne ridicăm în picioare. Și să ne rugăm Domnului Iisus Hristos, orice lucru care l-ai în inima ta în rugăciunea aceasta, în mod special eu mă voi ruga pentru umplerea cu Duhul Sfânt peste noi. Haleluia! Ne rugăm cu toții!